Vorba unui cântec lăutăresc de când eram eu mic. O țigară și o cafea, asta e plăcerea mea. De seara până dimineața, tu se dai guriță nechi și nechi de mustață. Mustața ți-o bagă la pădurițe și face ceva. Și găsește acolo un copacel cu flori. Un copac cu flori. La, în pădure, nu vezi pădurea de copaci. Ăla a văzut doar un copac cu flori. Nu mai vedea păduricii, că erau la 50 de metri sub el. Și cum după Revoluție s-a inventat bicul, că giretul speria gagicile, bicul ăsta, ce face? Ocolește lindicul. Și îl protejează cu niște lamele de alea, lipicioase, care se lipesc de el. Și, pe principiu, am drujba muncă, muncește și își defrișează păduricea, ca a învățat de la administrația silvică. Lasă păduricea! Ce ne trebuie nouă oxigenul? Ne trebuie gelul. Mă numărul. Așa pentru început să te trag pe roată. Roata mării se învârtește, țac, pac, pac. Așa trăznește oasele în tine, țac, pac, pac. A căzut cloșcă, pole mele. Omleta s-a făcut deja. Ia auzi, Alex. Cu cinter curci când te uiți la buci. Poți să fugi, poți să fugi. Dar ai grijă să nu dai cu stângul în dreptul, dai la medicină, că acolo e rimează cu benzină, cu amfetamină, cu serotonină și cu bășină, și că e fină, și că treci într-o clasă socială. Da, socială, nuistă. Nu e nuistă. E socială. Superioară. Da, stai la etaj. Și te uiți, uite așa în cabinetul tău, vine clientul, să-l pun să aștepte, ca să fie nerăbdător, să-și numere bani. Și eu mă uit pe monitor.